Ieroschimonahul Ioan, o viață dăruită lui Hristos, monahul Nicodim. Cuvânt înainte. Viața mănăstirească este o viață, cum spun Sfinții Părinți, a îngerilor, a îngerilor trăitori în trup omenesc. Dragostea de Dumnezeu și nevoințele personale îl ajută pe cel intrat în mănăstire ca prin harul lui Dumnezeu să atingă diferite trepte ale desăvârșirii creștine. Cel care intră în mănăstire urmează cuvintelor Mântuitorului care spune că să iubim mai mult pe Dumnezeu decât pe tata și pe mama care ne-au născut trupește, prin aceasta înțelegând că trebuie să iubim mai departe, dar iubirea noastră să se îndrepte permanent și cel mai mult către Dumnezeu, izvorul vieții noastre. Aceste cuvinte și acest crez l-au călăzuit pe Părintele Ieroschimonah Ioan în calea sa către viața mănăstirească și mai ales către patria monahismului ortodox, Muntele Athos. Către sfârșitul vieții sale, mai bine zis înainte de obștescul sfârșit, a simțit nevoia, datorită dragostei față de părinți, de care a fost călăuzit permanent, să se întâlnească și cu rudele sale și în primul rând cu tatăl său, mama sa trecând la cele veșnice. Aceste pagini ne înfățișează pe scurt și cuprinzător rânduierile din viața monahală, respectiv din Muntele Athos. Înțelegem cât de importantă este păstrarea rânduielilor tipiconale a slujbelor și a viețuirii în general, rânduiri temeluite pe tradiția, experiența de-a lungul veacurilor a părinților purtători de Dumnezeu. Aceste pagini sunt izvorâte dintr-o conștiință privind cunoașterea vieții creștine și în special a celei monahale, cu scopul ca aceste pagini să fie o călăuză pentru orice om doritor de trăire în sfințenie a vieții, atât a mirianului cât mai ales a călugărului. Având în vedere că credincioșii noștri de la parohii sunt doritori și răbnitori pentru trăirea vieții creștine pe trepte cât mai înalte ale sfințeniei, cititorii acestor pagini vor înălța o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru citirea acestor pagini și odată cu aceasta un gând de recunoștință alcătuitorului și diortositorilor acestor pagini. Binecuvântăm osteneala pentru întocmirea broșurii de față, rugând pe bunul Dumnezeu să dăruiască bucuria mântuirii atât celor mai sus amintiți cât și cititorilor acestor pagini. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Binecuvântare. S-a spus de multe ori despre vremurile noastre că sunt lipsite de pilde duhovnicești. Cei bătrâni au trecut unul câte unul la Domnul, iar dintre cei tineri rămași ne este greu să mai găsim oameni cu îndrăzneală la Dumnezeu. Aceasta este fără îndoială și pricina pentru care cuviosul Paisie Aghioritul dădea adeseori următorul sfat. Când auziți despre faptele unor oameni sfinți, străduiți-vă să le scrieți, că-și va veni vremea când asemenea rânduri vor fi singura mângâiere. Urmând acestui îndemn, părinții mănăstirii Sihăstria Putnei ne dăruiesc astăzi o carte despre Părintele Ioan de la Colciu, o carte pe cât de mică, pe atât de prețioasă. Autorii au pornit la lucru cu un handicap, a vorbit despre un om atât de smerit și de simplu, e un lucru anevoios pe care oricât te-ai strădui, nu îl poți duce la capăt acum se cuvine. E și acesta un semn că viața cu adevărat duhovnicească nu se învață din cărți, iar sfințenia poate fi deprinsă într-un singur chip, trăind alături de un om sfânt. Părinții mai vechi din mănăstirea noastră l-au cunoscut pe Ava Ioan și l-au iubit mult. Era un părinte nevoitor, neagonisitor, smerit și plin de răbdare. Un om tăcut, înțelept, cu multă dragoste, adesea disprețuit, ocărât și uneori chiar lovit, care întotdeauna a răspuns la toate acestea, smerindu-se, binecuvântând și mângâindu-i pe alții. Cititorul care va parcurge cartea cu luare aminte va pricepe că pentru a ajunge asemenea bătrânilor din Pateric, căci așa am putea descrie fără nicio ezitare măsura lui duhovnicească, Părintele Ioan a ținut cu strășnicie de-a lungul întregii sale lupte într-o nevoință două sfaturi, să asculți și să faci totul cu binecuvântare. Statura sa duhovnicească e astfel încă o dovadă mult mai puternică decât cele plăsmuite de mințile noastre sărace,
că adevărata ascultare, departe de a fi un fel de înrobire a libertății omului, ne duce la măsura dumnezeiască. Așa cum spuneam, e greu să vorbești de părintele. De altfel, el însuși, dacă ar fi auzit atâtea laude, s-ar fi simțit stânjenit și încurcat tare. Nimic nu cred că i s-ar fi părut mai straniu și mai ne la locul lui decât să scrie cineva o carte despre el. Și tocmai de aceea viața lui duhovnicească trebuie vestită cu glas tare de pe acoperișurile caselor, cu nădejdea că lumina chipului său ne va mișca inima împietrită de atâta părere de sine, aducându-ne lacrimile bucuriei întâlnirii cu un om sfânt. Un gând de recunoștință și pentru obștea mănăstirii Sihăstria Putnei, a cărei evlavie de a face cunoscute credincioșilor români faptele duhovnicești ale părintelui, va da cu siguranță rod îmbelșugat. Dumnezeu să le răsplătească osteneala și să ne ajute pe noi toți să avem parte de rugăciunile bătrânului Ioan, Arhimandrit Efrem, egumenul Sfintei și Marii Mănăstiri Vatoped, Sfântul Munte. Copil singuratic în Basarabia. Născut în Basarabia în anul 1906 și primind la Sfântul Botez numele de Gheorghe, starețul Ioan a fost cel de-al patrulea copil al familiei Andrei și Achilina Guțu, oameni simpli, cu frica lui Dumnezeu și milostivi. Erau oameni gospodari căci aveau pământul pe care le lucrau, iar din roadele obținute își întrețineau familia, dar totodată își și ajutau pe semenii lor, împlinind astfel porunca dragostei lăsată nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. I-au slujit Domnului cu o sârdie și prin participarea la activitățile bisericești, iar această rânduială au insuflat-o și copiilor lor. Dintre cei 7 prunci ai familiei, Dumnezeu a binevoit a lua la sine, încă de la vârstă fragedă, 5 copii și anume pe Maria, Tatiana, Neculai, Arion și Varvara, lăsând spre mângâierea părinților doar pe Gheorghe, starețul Ioan, și pe Olga, monahia Onufria. Gheorghe a făcut școală în satul natal, urmând cele 4 clase primare, conform obiceiului vremii sale. Era o fire plăpândă și simplă, era totodată foarte rușinos și de multe ori prefera singurătatea. Din cauza firii sale timide, nu se juca cu ceilalți copii, ci prefera să meargă să pască oile pe dealurile din împrejurimi. Iubea mult animalele și le îngrijea cu atenție, mai ales atunci când erau rănite. Familia starețului era cunoscută în sat ca fiind primitoare de străini, că își găzduiau în casa lor pe oricine avea nevoie. Așa se face că și călugării basarabeni, vețuitori la Athos, când veneau în țară pentru diferite trebuințe și ajutoare, erau găzduiți în casa familiei Guțu. La una dintre venirile monahilor atoniți în Basarabia, părinții lui Gheorghe s-au sfătuit să-l trimită și pe tânăr la Sfântul Munte, cu gândul că o astfel de călătorie îl va maturiza și îl va scăpa de timiditatea ce îl caracteriza. Însă Gheorghe a refuzat să plece și a fugit la stână. Avea pe atunci 16 ani. 3 ani mai târziu, părinții atoniți au venit din nou în țară după ajutoare. Într-o duminică, după ce avusese o discuție cu tatăl său despre monahism, Gheorghe a plecat la biserică și nu s-a mai întors. Numai Dumnezeu știe ce s-a petrecut în inima tânărului. Mai apoi s-a aflat că a plecat din sat cu călugării de la Sfântul Munte. Vă las aici cu începutul acestei cărți. Sper că v-am atras interesul spre această carte și să vă placă ceea ce v-am citit de viața lui până aici. O zi bună tuturor! Nu uitați să dați like, subscribe, să vă abonați acestui canal și să dați un share, un compartir, să distribuiți și altora care vrea să cunoască o carte nouă, o carte duhovnicească. Citiți și înțelegeți ce veți citi. O zi bună!